Salutare, dragilor! Sunt Madalina Boroneanț și în această săptămână suntem tot la Filarmonica din Arad. Puteți urmări a doua parte din interviurile pe care le-am pregătit special pentru dumneavoastră cu ocazia acestor masterclass-uri foarte importante pentru orașul nostru, care promovează cultura și muzica bună. Să discut cu o distinsă doamnă, o mare artistă care a dus numele țării noastre pe cele mai mari scene ale lumii. Este vorba despre doamna Nelly Miricioiu. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați acceptat invitația noastră și pentru că sunteți astăzi prezentă la Arad. Eu vă mulțumesc pentru că prin dumneavoastră, prin această posibilitate de a vorbi cu toată lumea, pot să încerc să discut despre misterul nostru, despre magicul nostru, despre tradiția noastră de artă, de muzică și ce importanță are în privința legăturilor între oameni, în privința spiritului uman, pentru că e un fel de mană cerească pentru noi ca să avem această muzică și să avem în sensul de ne dăruim acest lucru și eu vă mulțumesc că m-ați invitat. Vorbeam mai devreme și mi-ați spus că ați plecat acum foarte mult timp din țara noastră, într-o perioadă în care, din păcate, România nu era în cea mai bună formă a ei, să spunem așa. Cât de grea a fost desprinderea de locul drag în care ați crescut și în care v-ați născut? E foarte greu, depinde, pentru că dacă vrei să te integrezi în societatea în care te duci, ceea ce eu recomand la toți care se refugiază, trebuie să găsești acea tărie sufletească care să te țină în ritmul în care societatea este. Dar bineînțeles că sufletul de român rămâne sufletul de român și știu că aveam două coșmaruri când am plecat din România pentru ani și ani de zile. Unul era că mă întorceam în țară și nu mă mai lăsau să plec și mă închideau în închisoare, iar celălalt era că nu știam în ce limbă să vorbesc, pentru că, sigur, nu puteam să vorbesc în românește, mai ales că eu n-am avut voie să discut sau să-i văd pe părinții mei pentru 5 ani de zile. Totul erau interzis și, iar cu românii din jur aveam grijă pentru că toți erau securiști și nu știai niciodată pe cine să te bazezi și eram foarte, foarte atentă. Și atunci limba română nu mai vorbeam atât de mult, eram tot timpul în integrarea de limbă engleză. Dar îmi lipseau metaforele noastre, îmi lipseau comparațiile noastre, pentru că limba noastră română este foarte colorată și mie mi-a plăcut întotdeauna literatura. Și atunci asigur că sufeream într-un fel din felul acesta și nu numai atât, dar și chiar dacă explicam ce înseamnă sufletul român, pentru ei e un lucru ca și cum ai citit o carte. Și cartea e frumoasă, cuvântul cuvânt, dar simțirea și emoția e altceva. Aveți o voce deosebită, o voce care a încântat atât România, cum spuneam, cât și întreaga lume, pentru că ați dus cu adevărat România pe cele mai mari scene ale lumii și ne-ați făcut mândri de fiecare dată. Dar vreau să știu unde a fost începutul? Când ați descoperit că aveți această voce minunată sau, nu știu, de la cine ați moștenit acest talent, acest dar? Și mama și tata avea în familie cântul, dar la mine a fost, cred că, și un lucru de destin, pentru că m-au descoperit că sunt copil minune la 5 ani. Este divers de un instrument, pentru că în momentul în care ai o voce și dacă e o voce un pic mai avansată, deja un fel destinul ți este stabilit, doar dacă nu vrei ca să devii un cântăreț. Și în cazul meu, eu am iubit să cânt. Pentru mine, cântam la copaci, cântam la ploaie, eram tot timpul cu cântul, cântam la păpuși. Dacă eram necăjită, cântam, dacă eram fericită, cântam. Pentru mine, cântul este un mod de a trăi, un mod de existență. Și după care, într-un fel, și mama a avut un instinct extraordinar. Chiar și numele meu vine de la o cântăreață australiană care se chema Nelly Melba. Și mama a avut un fel de viziune despre cum să-i fie copilul. Și Dumnezeu a vrut să fie cum a fost viziunea lui mama.
iar la 14 ani deja cântam operă, dar nu profesional, pentru că mama a știut și a avut o inteligență extraordinară să înțeleagă că nu ai voie să te atingi de voce decât când ești format hormonal și fizic și mental. Și asta se întâmplă cam în jur de 18 ani. Sunt mulți tineri care încep cantul la 14 ani, eu nu le recomand nimic, pentru că nu ești încă, nu-ți cunoști limitele, nu e că le cunoști la 18 ani, dar totuși există o posibilitate. Dar cântam că îmi plăcea, drept care mama a întrebat în jur ce să facă cu mine, pentru că vrea să mă facă cântăreață. Și a fost sfătuită să mă dea la pian. Și am terminat ca și pianistă de concerte. Când am terminat, după aceea, tot mama s-a dus la un profesor de canto ca să vadă dacă nu greșește în tehnica ei. M-a dat pe mâine la acele profesoare un an de zile, după care am intrat în conservator cu Tiberiu Popovici și aveam pe decanul nostru, care era Ela Urmă, o mare cântăreață. Eu am avut mare noroc în Iași, pentru că în Iași am avut oameni extraordinari, de talentați, de instruiți. Noi nu aveam profesori, noi aveam compozitori, dirijori, regizori. Era Tăbăcaru, de exemplu, care e cunoscut, și fetița lui este o regizoare cunoscută, Spătărelu, Păuță. Aveam Baciu, era un nume extraordinar în lumea muzică și pentru noi instruirea noastră era cumva la alt nivel de ceea ce văd eu în zilele de astăzi. Am avut noroc. Sunt foarte curioasă, ce diferențe ați observat între, nu știu, să zicem, Marea Britanie, în locul în care ați mers mai apoi, și România? Putem să discutăm și în zilele noastre, dar și atunci. La atunci, da. Da. Mi-amintesc un lucru. Eu am venit în vest și m-am gândit, vai, vestul e extraordinar, sunt deștepți, sunt culti, sunt nemaipomeniți, civilizația avansată. Și bineînțeles că eram în toată așa, într-o admirație incredibilă. Și am început să cânt, am făcut cariera imediat, am intrat într-un an de zile, deja eram cunoscută. Și numele meu, numai Miriciu, era un nume foarte greu de pronunțat, dar care au decis să mă cheme Nelly Miracle, ceea ce înseamnă miracol, pentru că eram deja un star peste noapte, cum să zice. Și am tot continuat cu această admirație, până într-o zi, întâmplător, mi-a parvenit o casetă de înregistrare pe care o făcusem eu cu Boema, cu Ohanezian, oameni foarte importanți la vremea aceea de comuniști. Dar chiar și acum, când te uiți la cântăreții noștri, Herlea sau Moldoveanu, sau toate numele de atunci, erau cântăreți foarte buni. Și când am auzit orchestra care cânta cu mine, a fost un fel de... m-am luminat. Zic, Doamne, dar eu vin dintr-o țară de cultură extraordinară. De ce mă minimalizez eu pe mine pentru o societate care mi se pare că e mai mare decât mine? Ei nu erau mai mari decât mine. Aveau libertatea și puteau să aleagă anumite lucruri. Și în felul ăsta există un fel de încredere și un fel de... poți să alegi cum să le învelești lucrurile, ca un fel de bomboană care o pui în zahăr și o acoperi toată cu zahăr. Dar la noi calitatea noastră la vremea aceea era foarte mare. De aceea mulți din artiștii noștri au făcut cariere internaționale. Cum ați simțit tinerii în aceste zile? Cred că a fost o sete de a lua cât mai mult de la dumneavoastră, de a învăța cât mai mult de la dumneavoastră. Cum i-ați simțit și dacă plănuiți să vă mai întoarceți cu astfel de proiecte în Arad? Trebuie să recunosc că eu nu am cunoscut Aradul, știam că există orașul, dar în vremea în care eu eram în România, noi nu aveam bani ca să călătorim. Și sigur că atunci nu mai știai după ureche. După ureche. Și am fost foarte plăcut impresionată de un oraș tare frumos și oamenii sunt drăguți și manierele sunt frumoase. În ceea ce privește în cursul pe care îl fac aici, sigur că eu vin cu niște experiențe care e peste 50 de ani de experiență în viața mea. Și am cântăreți care i-am adus și pe ai mei din străinătate, dar bineînțeles că am și o combinație de cântăreți aici, în români, în Arad. Din fericire, am avut cântăreți care mi-au fost trimiși de alți artiști care mi-au fost studenți în timp.
aș fi dorit să am mai multă publicitate, ca să am mai multă lume din România care să vină să împărtășească împreună cu mine din experiența, din cunoștințele pe care le am, din instinctul pe care l-am cultivat întotdeauna. Pentru că dacă eu mă întorc în minte la ceea ce noi facem în România, doina noastră românească, care nu poate fi niciodată tradusă, aia este pur instinct. Iar eu n-am vrut să mi-l pierd lucrurile acestea. Mi-am dorit întotdeauna să rămân în suflet româncă, chiar dacă m-am englezit eu în multe, multe lucruri, pentru că mi-am dorit lucrul ăsta, fiindcă am găsit că această societate este net superioară și am de unde învăța. Iar noi trebuie să avem această modestie, mai ales ca artiști, să avem o modestie în care să simțim întotdeauna că avem ceva de învățat. Muzica trebuie să o slujești cu modestie, altfel nu o slujești bine. Pentru că noi trebuie să ne amintim că noi suntem un transport a unor genii de compozitori care înaintea noastră au găsit niște lucruri dincolo de a fi lucruri pământești. Și atunci noi trebuie să avem această modestie în care să-i slujim fiecare indicație din partitură ca să putem să creiem această armonie în muzică. Spunând lucrul ăsta, doar un singur gând vreau să vi-l aduc. Pentru mine nu-i numai muzică, pentru mine este un mod de a trăi în viață. Foarte frumos. Cu siguranță sunt foarte mulți tineri care ne urmăresc și sunteți un exemplu pentru ei. Care este sfatul dumneavoastră? Ce mesaj le transmiteți și de ce ar trebui să țină cont pentru ca drumul lor în acest frumos domeniu să fie unul cât se poate de lung, dar și de frumos? Întâi și mai întâi, e un drum scump. Costă bani, e adevărat, dar eu vreau să spun că eu când am plecat din România am avut nimic în buzunar. Am plecat cu o valiză, cu credința în Dumnezeu și cu un cadou, un dar de la Dumnezeu. Ce am creat, am creat numai prin puterele mele. Am muncit ce a fost nevoie ca să-mi fac un ban și mulți ani de zile pentru mine a fost doar o investiție, în sensul că în momentul în care cântam, aveam pe profesori cu mine peste tot. Și aproape toți banii intrau acolo. Banul pentru mine este o formă de a exista, nu este o formă de a mă răsfăța în faptul că ai foarte mulți bani, pentru că câte mașini poți să iei, câte case poți să-ți faci, ce bucurie ți-aduci, sănătatea, ce faci cu ea. Când te duci în mormânt, cu ce te duci? Cu banul, nu te duci. Și pentru că am avut această concepție, cred... Și lucrurile se aranjează într-un fel foarte pozitiv. Drept care, ceea ce sfătuiesc pe tineri este să nu precupețească nimic, niciun sacrificiu nu este suficient când ai de îndeplinit o pasiune și un vis. Pentru mine n-a existat altceva. Puteam să fac altceva, dar nu mi-a trecut prin minte. Acest lucru e foarte important. Pe de altă parte, este important să întrebi. Nu accepta tot ce ți se dă de la profesor. Toți suntem umani și avem limite. Tu, ca tânăr, responsabilitatea este să împingi limitele astea, să ai tot timpul să te testezi, să te încerci, încât să poți, că numai așa te poți progresa și poți să-ți găsești anumite răspunsuri. Dacă te bazezi numai pe faptul, este profesor, el știe mai bine decât mine, nu e adevărat, pentru că instinctul nostru uman este perfect. Dar dacă noi nu-i dăm puterea să aibă o voce prin care să ne vorbească, săracul instinct ori doarme, ori moare. Deci asta ar fi un lucru care i-aș sfătui pe cântăreți. În afară de aceasta, muncă, muncă, muncă. Eu munceam, a început de la 3 ore, s-a dus la 6 ore, s-a dus la 8 ore, am ajuns până la 11 și 13 ore pe zi. Muncă în continuu, pentru că nimic altceva nu-ți aduce satisfacție. Este doar să știi, pentru că în momentul în care deschizi o ușă, se deschid încă două. Le deschizi cele două și tot așa se multiplică. Și să ai voință, să ai determinarea asta de a-ți împlini visul. Acum depinde la ce nivel, depinde cât îți dorești în viață ca să ajungi și viața de obicei îți trimite prin univers anumite simboluri și anumite semne. Numai că noi
nu întotdeauna ne dăm seama. Sunt persoane care, chiar dacă au talent, nu înseamnă că e destinat să facă o carieră. Și atunci tu trebuie să fii foarte sensibil la ce ți se aduce în cale. Că dacă te lupți împotriva valului, în Tai Chi, de exemplu, te învață un lucru foarte inteligent, filozofic și spiritual. Spune, nu te lupta cu valul, îndoaie-te ca și după val. Și asta pentru mine a fost un lucru foarte important. Și eu pe mine am încercat să mă informez tot timpul, nu numai în canto, dar în absolut orice altceva. Pentru că în momentul în care te-ai dus și ai cântat o frază, nu te poți limita la a spune da, si, mi chiamano Mimi. Dacă eu nu am acest sentiment, ce înseamnă si? Înseamnă da. Da. E un lucru important. E o decizie. Și atunci corpul și mintea, dar dacă nu ai cultura necesară, nu te ajută. Fricile și inhibițiile vin de la ignoranță. Credeți că munca bate talentul? După cum știți din istorie, talentul este ultimul lucru pe lista la ce ai de făcut în educație. Câteodată sunt oameni care sunt mai puțin talentați, dar pentru că au făcut ceea ce trebuie, sunt mult mai cu succes. Chiar și în audiții când se duc. De multe ori și când sunt în juriu, în concursuri, nu sunt oamenii care vin cu voci importante, sunt oamenii care au un fel de completată toată situația, pentru că trebuie să arăți și inteligența, și înțelegerea limbii, trebuie să arăți și frazegiul, trebuie să arăți și stilul, trebuie să arăți și manierele, trebuie să arăți și cum te îmbraci, trebuie să arăți și cum te miști de la ușă până pe scenă. Sunt foarte multe lucruri pentru o audiție. Nu numai te duci, te ridici, cânti și pleci. Când intri în felul ăsta, nimeni din jurul nu te consideră. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația mea. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru România și pentru noi de-a lungul anilor. Vă doresc multă sănătate și multă putere de muncă, pentru că avem foarte mare nevoie de asemenea exemple, pentru ca și noi să reușim să ne dezvoltăm și să privim lucrurile corect, cum de fapt ele ar trebui privite și învățate. Vă doresc mult succes și v-am spus, este o onoare, o deosebită plăcere să vă avem la Arad. Eu vă mulțumesc că m-ați invitat și bineînțeles că spiritul meu rămâne român și am să mă duc în orice curțișor în care sunt dorită. Iar Aradul este un loc care într-adevăr îmi place foarte mult și am să mă întorc cu mare bucurie și mulțumesc de întrebările dumneavoastră. Să ne ajute Dumnezeu să ne revedem și, de ce nu, să ne revedem și într-un astfel de cadru. Sigur că da. Vă mulțumesc frumos. Cu plăcere. Iar noi, dragilor, ne revedem săptămâna viitoare. Pe curând!